Se întâmplă o minune. Așa, să trecem la tricolorul nostru superb, pentru că tricolorul, acum eu trag cu ochiul la istorie, știi că așa este viața. El a fost făcut prima dată în 1834 ca drapel. Avea o parte roșie și o parte era cu trei culori, cu roșu, galben și albastru. Asta era în timpul răscoalei lui Tudor Vladimirescu. Ăsta era drapelul. Era culorile inclusiv în canafurile care atârnau la drapelul de luptă pentru război. Aceste culori erau pe diplomele și pe stemele lui Mihai Viteazu. Și atunci li s-a dat conotație acestor trei culori, este în cadrul căreia s-au atribuit pentru prima oară semnificații pe timpul lui Tudor Vladimirescu. Era albastru, era semnifica libertatea cerului, da? Culoarea cerului. Galbenul semnifică ogoarele noastre pline de rod și roșul este frăție. Cred că ar fi foarte important aceste lucruri să le știe mulți din copiii noștri, pentru că, având în vedere că astea sunt culorile care ne definesc, ele la un moment dat au fost în altă ordine și după aceea s-a hotărât ca să se schimbe ordinea lor și galbenul să fie la mijloc. Ne ajută pe noi aceste trei culori și de acum înainte, că vorbeai de karmă, ce ne așteaptă, adică semnificația istorică o avem, dar de puterea culorii, roșu, galben și albastru. Sunt cele mai frumoase culori din tot curcubeul coloristic. Crede-mă, deci când ai... Puternice. Da, cele mai frumoase și mai puternice. Dacă te uiți într-o paletă foarte mare de culori, primul lucru ce ți se va duce ochiul, ți se va duce pe aceste culori foarte puternice. Alese, mă uit acum la fusta ta. Alese nu la întâmplare, pentru că e o cromatică care, vezi, albastru lângă galben, care e cald, albastru rece. Roșu și albastru, două culori puternice și galbenul dintre care le îndulcește, nu le face atât de rigide. Le îmblânzește, maestre. Știi, mă gândesc că, practic, ce ne aduce pe noi din interiorul nostru când vedem tricolorul, din punctul meu de vedere, pentru mine, nu știu pentru ceilalți. Eu când aud imnul României și tricolorul, mie îmi vine să plâng. Am așa o chestie interioară care mi-aduce aminte de multe lucruri. Mi-aduce aminte de... Am să spun eu o poezie la sfârșit, pentru că eu sunt naționalist. Cu toți iubim țara asta, deși mai sunt și exemplele pe care le-ai dat mai devreme, dar cred că, cel puțin în ultimii 30 de ani, țara asta a demonstrat că ne iubește ea mai mult pe noi decât noi pe ea. Și cred că e momentul ăsta să reflectăm. Nu știu, ne mai gândim la versurile lui Mihai Eminescu, ce-ți doresc eu ție, dulce Românie, țara mea de glorie, țara mea de dor. Să vedem ce putem să mai facem frumos, maestre. Aveți tricolorul în piept. La trecutul mare, mare viitor. Dar marele viitor se construiește azi. Și dacă nu știm ce... Sau suntem ca meșterul Manole, dacă nu știm să punem o cărămidă peste cealaltă, se dărâmă tot edificiul ăsta pe care îl construim. Și meșterul Manole a avut un sacrificiu mare, iar România a făcut multe sacrificii ca să-și păstreze identitatea. Ce că mai faci? Dar să știi că România și românii nu înseamnă, cum spunea cineva, tagma jefuitorilor. Românii sunt cei puri care respiră aici, care nu vreau să condamn pe cei care au plecat, dar care și-au adus aminte că fie pâinea căderea, tot mai bună în țara mea. Și chiar dacă o scumpea, e mai bună în țara ta. Eu așa zic, da? Nu am avut tentația asta, am și o cifră de destin care se putea regăsi în afară. Am avut de două ori ofertă să rămân afară și nu m-a interesat. Nu poți. Când simți, cum a spus Lidia, că dacă ai plecat undeva și nu auzi vorbind românește și nu vezi niște chipuri care să-ți fie dragi,
ți se pune un nod în gât și atunci vii să mănci o bucățică din pâinea ta, din glia ta de aici, să scapi de nodul ăla din gât. Da. Știi, mi s-a întâmplat o chestie foarte interesantă. Recunoșteți, spuneți că nici eu nu pot supraviețui afară, să mă stabilesc afară. Am să-ți povestesc. Foarte greu. Cu mulți ani de zile, când era cu viză, am plecat în Germania și plecând la Hamburg, acolo e zona nordică și ploua în fiecare zi. Că era dimineață, că era după amiază, ploua. Deci era o vreme mohorâtă așa la oamenii care m-am dus, erau la un fel de mansardă locuiau, așa, cu pereții, tavanele toate erau așa. Am stat acolo 10 zile, mă rog să fac un tratament pentru cineva și, sincer, când am venit acasă, am ajuns pe aeroport, nu venea să cred că aerul era altfel și când am ajuns acasă, îmi pupam pereții. Vecina mea spune: Doamne, de zici că ai venit din pușcărie, nu de undeva, dintr-o țară civilizată. Și i-am spus: să știi, casă și țară ca a mea, de caldă și frumoasă, nu e nicăieri. Așa este. Uite, avem acum titlul: Ce aură are România? Ce aură are România, Lidia? Frumoasă. 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 Cu toate răutățile care le vor unii să le înfibgă ca niște săgeți în această țară, aura este superbă. Da, să ne bucurăm. Și să țineți minte, eu vă spun, asta e o perioadă foarte grea. La anul va fi foarte greu. Să țineți, o să vă dau eu previziune. Mai greu decât anul acesta? Un an foarte, foarte greu. Cu multă ură. Mai mult cu multă dezbinare. Da, mai multă decât a fost anul ăsta. Când o să fie vreme de previziune, o să facem previziunile pentru anul viitor, când vom avea emisiune. Noi trebuie să fim tari. Să așa fim tari demonstrat și să fim în ăștia 100 de ani care au trecut. Să fim pe poziție. Măcar acei pe care puțini care încă mai țin la țara asta. Da, și foarte important ceea ce ai spus tu, că ar trebui să terminăm noi și noi, oamenii care stau în această țară, cu ura, cu dezbinarea, să încercăm să vedem noi lucrurile cum sunt, să nu mai acceptăm să ni le spună cineva, să ni le înfingă așa în cap și să rămânem cu ele acolo idei fixe. Nu. Să încercăm să vedem lucrurile așa cum stau și să nu mai acceptăm să fim conduși de alții care poate nu ne vor